Suferința nu desfigurează, ci transfigurează, le-a spus astăzi în Alpra Sfințitul Părinte Ioachim credincioșilor veniți la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Părintele Arhiepiscop a participat la Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură. Trebuie să înțelegem mesajul suferințelor noastre. Dincolo de a se adăuga amărăciunilor și disperării din viața noastră, așa cum se întâmplă uneori, dincolo de a ne oferi un motiv pentru a-i putea reproșa ceva lui Dumnezeu, suferințele ne sunt date pentru a ne smulge din nonsensul obișnuit al vieții noastre, pentru a ne deschide ochii asupra absurdității morale, mortale, a unei existențe separate de Dumnezeu, rupte de iubirea și de singura viață adevărată. Ele, suferințele, sunt date pentru că în afara lui Dumnezeu nu există decât eșec și moarte. Și înțelegem așadar că suferința, am mai spus-o eu, nu desfigurează, ci transfigurează. În Alpra Sfințitul Ioachim, Arhiepiscopul Românului și Bacăului.